că o să mai deschidem discuția asta, e discuția zilei, numai că și Dinamo, de exemplu, este un subiect important. De aceea avem pe Andrei Niculescu la telefon, administratorul special acestui club. Nu știu câtă vreme o să mai spunem chestiunea asta cu administrator special și nu președinte, că într-o bună zi, bună seara, o să iasă Dinamo din insolvență, nu? Da, ne dorim mai repede, vedem cum merg lucrurile și cât de repede decid acționarii să facem pasul. Pare că nu prea au chef să decidă, nu știu de ce, că înțelegem... Nu, stați puțin, că nu. Au fost niște chestiuni administrative, nici nu vrem să ne grăbim apropo de alte posibilități de litigii care pot apărea. Deci, pe ultimul s-a rezolvat, înțeleg, cel cu Redding, nu? Păi s-a rezolvat, dar nu e definitiv, are cale de atac și atunci o să vedem. Da. Dar am spus, în martie am pierdut focusul pe această ieșire datorită poziției sportive și cumva... Era irelevant dacă ieșim sau nu, atâta timp cât eram foarte, foarte jos din punct de vedere sportiv. Da, era relevant pentru sezonul ăsta, pentru că e clar că o performanță potențială, nu știu, poate virtuală, înaltă, nu poate fi urmată de o participare în cupe europene, dacă Dinamo se va... Da, da, Dinamo la momentul ăsta nu este pregătit. Dinamo și vorbesc aici structural de club. Clubul se reclădește greu și sportiv și administrativ și trebuie să fim realiști. Știu, dar unii jucători au zis că vor play-off-ul la reunire. Asta este una, participarea în cupele europene chiar pe un loc care permite acest lucru, nu e, n-ar fi benefică pentru Dinamo, pentru că nu e pregătită structural să facă asta. Ok, am înțeles. Asta înseamnă că chiar nu vă doriți, dacă ajungeți acolo... Nu că nu ne dorim, nu. Nu vorbim de... Oricine își dorește să facă performanță mai mare. Participarea în cupele europene implică o organizare, implică o structură a clubului, implică mult mai multe chestii decât hai să mergem să jucăm un meci. Știți? Cei de la Corvinu nu parcă au avut atâta probleme de conștiință. Da. Serios, ei se duc din Liga a doua. Cum? Asta vă spun. O să vedem ce se întâmplă cu participarea aia, ce înseamnă participarea în cupele europene. Adică le prevedeți un traseu scurt? Nu neapărat scurt, dar implică foarte multe lucruri în organizarea unui club care sunt la alt nivel decât campionatul României. Adică ce vă lipsește? Ce ar trebui să aibă Dinamo? Ce structură ar trebui să aibă? Să mai aibă oameni, să aibă departamente? În primul rând să fie structurată mai bine pentru organizarea unui astfel de evenimente. În al doilea rând, baza de selecție pentru jucători, adică un grup de jucători solid, de cel puțin 15, 16 și un grup de cel puțin 30 de jucători care se poată să faciliteze participarea și în cupele europene și în campionat. Bun, la nivel de transfer am văzut că există ceva activitate. Florentin Petre a devenit antrenor secund al domnului Kopić. Cine l-a dorit antrenor secund pe Florentin Petre? Kopić sau dumneavoastră? A fost o discuție după ce am făcut analiza sezonului trecut referitoare la ce decizii luăm. Am văzut ce s-a întâmplat anul trecut și cumva am decis că anul ăsta să schimbăm ceva în zona de suport pentru antrenorul principal, pentru că au fost diverse lucruri interne care n-au stat așa cum ne-am fi dorit. La nivel de secund, că secundul totuși e... Adică e un asistent al antrenorului principal. Este o parte foarte, foarte importantă a grupului. Adică el va avea și lucruri de făcut dincolo de cea de secundă, adică de emblema clubului de dinamovist, clar, va avea și această dimensiune, va trebui să... Noi l-am dorit pe el pentru spiritul lui, pentru ce poate transmite tinerilor jucători, mai ales că noi am declarat și ușor ne reorientăm spre jucători români de potențial și este un element foarte important în echilibru acestui mediu în care mulți jucători tineri de perspectivă vin la Dinamo pentru a face performanță. Domnul Niculescu, e adevărat că l-ați ofertat și pe Viorel Moldovan? Acum nu știu ce să spun. Asta îmi pare genial. Da, în sensul că mi-aș dori să nu se supere, dar am discutat cu el pentru funcția de director sportiv. Mi-a spus la momentul ăla că mai are oferte, se gândește. A ales o altă variantă cu care consider că e mai bună pentru traseul lui în carieră. Îi urez mult succes și îi mulțumesc pentru faptul că am discutat despre proiectul de la Dinamo. Acolo e la Aleza Rapid președinte, deci mai sus decât director sportiv. Mai sus decât director sportiv, exact. Domnul Niculescu, înțeleg că l-ați transferat pe Cârjan.
poate fi considerată o lovitură de imagine oarecum. Mie așa mi se pare că nu e un jucător rău, Cârjan. Mi-e teamă că nu știm dacă e bun sau rău, că nu l-am prevăzut. Asta vreau să-l întreb pe domnul Niculescu, dacă el cumva a cerut în contract să aibă meciuri, adică să fie folosit titular. Nu, el a cerut să vorbească cu antrenorul înainte de, înainte de această alegere, pentru că asta era foarte, foarte important. Nu știu dacă știți, eu anul trecut când a fost transferat de acolo la Rapid, am declarat subiectiv așa că mi se pare cel mai bun transfer pe care l-a făcut Rapidul. Da, mi-aduc aminte, da. Noi avem foarte mare încredere în el și a fost o oportunitate pe care nu puteam lăsa să treacă. Bun, dar după ce ați declarat că e cel mai bun transfer făcut de Rapid și ați văzut că a pierdut echipa destul de repede și că nici n-a mai jucat practic la această formație, nu v-a schimbat părerea cumva? Nu, pentru că știu și contextul, știu mai multe lucruri, nu contează asta. Important e că noi am avut această oportunitate și noi considerăm că aici poate să-și arate valoare. Adică poate să joace, din ceea ce vedeți, așa bănuiți că se va întâmpla, cum îl cunoașteți pe Copici, mai mult consistent decât a jucat la Rapid? Cu siguranță antrenorul și l-a dorit. Și antrenorul, atunci când insistă și își dorește un jucător, cu siguranță îl consideră o piesă foarte importantă în teren. Păi acum stați că eu mă îndoiesc că știa domnul Copici pe Cârjan, probabil că i l-ați arătat noi astăzi, cineva din club. Mă îndoiesc că nu și l-a dorit, știa el, cum l-ar dori pe... Nu știu, pe Modric. În momentul în care a apărut această discuție legată de încetarea contractului cu Rapid, am intrat și atunci l-a analizat, am stat, am vorbit de mai multe ori, a revăzut ce s-a întâmplat și în campionatul României, dar ce s-a întâmplat și înainte de a veni aici. Uh-huh. Și a dorit foarte mult să stea de vorbă cu el. Să uh-huh. înțeleagă ce își dorește copilul, să înțeleagă copilul ce ne dorim noi. Uh-huh. Înțeleg că mai urmează transferul și că aveți două nume de anunțat, nu? Of, dacă ar fi doar două, ar fi simplu. Două repede, dar... acum. Adică acum, adică două, literalmente două. Acum, în emisiunea aceasta. A, în emisiunea asta, sigur, niciunul. Cum niciunul? Dar, cu siguranță, mâine încercăm să mai perfectăm un transfer sau două. Adică nu sunt sigure, nu sunt clare? Nu sunt semnate și atâta timp cât nu sunt semnate, orice se poate. Măcar dați niște indicații, acum lumea e largă de jucători. Pe ce posturi? La fundaș? Deocamdată noi am căutat să ne aducem jucători români și după ce ne considerăm compleți cu jucători români și considerăm că nu avem soluții viabile, atunci o să începem să ne uităm pe piața de jucători străini ca să putem să punem acolo unde considerăm că mai avem nevoie de calitate. Asta e lăudabil, dar nu mi-ai spus despre post. Posturile de mâine? Da, posturile de mâine. Da, acum, interesant să vedem unde căutați. Nu o fie nicio indicație. Nici post. Nu vă pot spune, o să vedeți mâine. Nici măcar postul. Am ieșit din post. Puteți să puneți, am ieșit din post de mult. Exact. Am ieșit da, de mult. De... Este un atacant și cred că e suficient. E un atacant. Bun, un vârf, da? Dar fiindcă Gregoriu a plecat, nu? Da. Ne mai puteți spune cine a plecat? Păi sunt cei 6 pe care i-am anunțat. Pot să vă spun în premieră că cred că va fi foarte greu să reînnoim înțelegerea cu Darcu, cu Velkovski. Cu Velkovski? Da. Uh-huh. Și mai sunt cei 3, unul dintre ei cu care am închis și ceilalți 2 care nu fac parte din planul tactic al antrenorului pentru sezonul viitor și căutăm soluții. Deci e clar că vă trebuie fundaș central. Aici 100%, pare... da. Evident. Trebuie, cred că dacă nu 2, dacă nu 3, 2, sigur. Bănuiesc că Arena Națională va fi gazda, nu, dumneavoastră? Adică acolo vă veți face cartierul general, nu? Știți și dumneavoastră ca și noi că Arena Națională nu e disponibilă până pe cel puțin 15 septembrie. Și atunci? Și atunci Arcul de Triunf e casa noastră și după aia vom vedea după... Vedem dacă 15 septembrie e un termen realist pentru cei care și-au asumat ca plină pe 15 septembrie să existe din nou gazon de calitate pe arenă și vedem atunci. Legat de stadionul din Ștefan cel Mare, mai știți ceva? Adică suporterii bănuiesc foarte curi. Dar nu suntem noi, sau cel puțin eu sau noi de aici, chiar nu suntem în măsură să vorbim despre asta, că e o procedură pe care o gestionează clubul sportiv. Dar știți lucruri.
Eu am vorbit de anul trecut, că așteptam împreună cu domnul Ionuț Popa buldozerele în iulie anul trecut. Suntem în iunie anul ăsta. Nu știu ce să vă spun. E adevărat că domnul Bade e un cârlig acolo care nu dă drumul la plasă sau o chestiune de genul ăsta? Nu știu, am văzut și eu declarațiile domnului Popa acum, că a vorbit cu dânsul și va ridica acea parte de... cred că are o... Un cui al lui Pepelea. Da, așa, are drept de folosință. Nu, are un fel de tribună metalică care trebuie ridicată de acolo. Am văzut o tribună metalică. O tribună metalică. Tabela din 10 a lui Gigi Becali. Așa, o tribună metalică. Și dacă nu o ridică, nu se poate dărâma. Nu știu, dar am văzut declarația domnului Popa care spunea că a vorbit cu dânsul și că în următoarea săptămână sau în următoarea două săptămâni va lua acea tribună. Păi au trecut, da, au trecut. Nu, ieri a fost declarația domnului Popa. Da, eu am văzut acum o săptămână și ceva. Sunt bancuri astea, deja nu mai sunt. Au contează asta, da. Păi mai avem pretenții, că suntem oameni serioși pe aici, civilizați. Da, e evident, Florentin Petre a avut un cuvânt de spus în alegerea jucătorilor care vor veni sau va avea un cuvânt de spus? Până acum nu, dar în momentul în care, începând după vacanța lui mică, va fi cu noi, evident că va avea un cuvânt important. Dar cred că cel mai important cuvânt pe care îl va avea va fi la seriozitatea și modul în care cu acești copii vor lucra, modul în care vor percepe performanța la Dinamo, asta e cel mai important, să transmită acel spirit pe care el l-a avut. Domnul Niculescu, de ce totuși trebuie întrebat un antrenor străin despre un simbol, să zicem, al lui Dinamo, dacă e de acord ca el să vină sau nu? Că eu am auzit că așa asta trebuie întrebat antrenorul. Asta a fost alegerea naturală. Uh-huh. Da. Lucrează cu el totuși, trebuie să-l întreb, poți să-i dai un asistent, să-i bași pe gât un asistent totuși. A fost o alegere naturală, credeți-mă, adică în momentul în care ne-am orientat, a fost o alegere naturală a tuturor. Da, e clar. A fost convins de un copiș, dar o să vedem rezultatele, că Florentin e un tip energic. Da. Acum, văzând așa și părânsc, având o imagine în ansamblu, în primul rând, sponsorii sunt securizați, cei susținătorii financiari sunt alături de echipă, clar, în mod clar, de aici înainte. Sunt probleme financiare de acum încolo? Mai suntem stabili din punctul ăsta de vedere. Nu suntem un club consolidat, cum sunt alte cluburi din Liga 1. Gen Rapid, PTSB, nu știu ce fere poate, dar suntem stabili din punctul ăsta de vedere și foarte important este să creștem noi ca și club și ca... Deci aveți bugetul asigurat, asta e întrebarea, aveți un buget? Da, avem un calcul clar pentru buget, e prognozat, ne-am asumat niște cheltuieli. Da. Din acest punct de vedere, care sunt obiectivele rezonabile pentru sezonul viitor? Am și spus, noi vrem să ne batem pentru play-off. Asta înseamnă că putem să acceptăm și faptul că nu prindem play-off-ul, dar cu siguranță nu ne mai dorim să avem un sezon cu atâtea mâini la inimă constant. Cu atâtea cum? Mâini la inimă constant. Adică cu aceste emoții care fac și exprimarea jucătorilor să nu mai fie ceea ce trebuie. Vreți să intrați în clubul jucătorilor care clubul echipelor care folosesc 5 jucători români și astfel accesează niște fonduri ale FRF? Nu cred că anul ăsta e posibil, dar noi începem să construim la această strategie. Deși anul acesta străinii vor fi serios majoritari. Nu vor fi majoritari, vor fi în limita prevăzută de regulament, dar vor fi mult mai mulți români, însă românii pe care îi aducem sunt în majoritatea lor tineri de perspectivă sau tineri care de-abia au început confirmarea performanței. Păi nu, străinii sunt majoritari în mod logic, că dacă nu reușiți să puneți 5 români pe teren, e clar că străinii sunt majoritari. În primul 11. În primul 11, da, asta ne, ne gândim pentru asta, nu știu că nu pot să... Nu pot eu să spun în primul rând lucrul ăsta și nu putem să spunem de acum. Am înțeles. Vă mulțumim pentru intervenție. Mulțumesc. Vă mulțumesc și eu. Suntem interesați să vedem cum vă construiți pentru sezonul următor. Mulțumesc mult. Seara bună. Să luăm